Bună ziua și bine v-am găsit. Încă de când am preluat mandatul de prefect al județului Gorj din vara anului trecut, am fost preocupat în permanență de problemele de mediu ale județului Gorj. Probleme care afectează nu numai aspectul economic și turistic al județului nostru, dar în special afectează sănătatea locuitorilor municipiului Târgu Jiu și ai județului Gorj. Cunoaștem problemele de mediu cu care se confruntă județul Gorj, avem multe provocări în acest sens și în toată această perioadă am ținut un dialog continuu cu autoritățile județene, dar și cu autoritățile centrale și mă refer aici la Ministerul Mediului, Garda Națională de Mediu și Agenția Națională de Protecție a Mediului. Așa cum bine știți, obiectivul principal este să diminuăm prezența mirosurilor și disconforturilor generate de mirosuri în municipiul Târgu Jiu și zonele limitrofe. Avem aici un accent special pe groapa de deșeuri, unde am solicitat lunile trecute, iar acum două săptămâni am avut și prezența unui autolaborator, cel mai performant autolaborator din dotarea autorităților de mediu din România, pentru a face o evaluare asupra posibilor poluanți care sunt generați de către groapa de deșeuri. Totul bazat pe petițiile nenumărate și pe îngrijorările cetățenilor. Sunt sunat și noaptea, la ora 3, la ora 4, la ora 11, pe mirosuri și pe diverse probleme. Nu este doar groapa de deșeuri, avem și un agent economic, o crescătorie avicolă, avem și alte stații de tratare. Sunt multe potențiale surse de poluare pe care le monitorizăm. Dar astăzi avem alături de noi și mulțumesc pentru deschiderea deosebită domnul Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu. Domnia sa a fost foarte deschis și ne-a oferit o sprijin în toată această perioadă. Astăzi venind în Gorj pentru o vizită de lucru, ca să observăm aici la firul ierbii problemele cu care ne confruntăm, urmând ca după această vizită de lucru să decidem care sunt următorii pași pentru a aduce o viață mai bună cetățenilor din municipiul Târgu Jiu și în județul Gorj în general. Pentru moment vreau să-i dau cuvântul domnului Corlan. Îi mulțumesc încă o dată pentru toată deschiderea și tot suportul oferit județului Gorj. Ulterior, reveniți cu întrebări, putem răspunde la toate solicitările dumneavoastră. Domnul Corlan. Domnul prefect, vă mulțumesc pentru invitație și pentru vorbele frumoase. Bună ziua tuturor, mă numesc Andrei Corlan, sunt comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu. Am petrecut astăzi o zi plină alături de domnul prefect Iulian Popescu. Dânsul mi-a semnalat mai multe probleme cu care se confruntă județul pe sfera problematicii de mediu. Principalul subiect al vizitei mele aici a fost depozitul de deșeuri de lângă Târgu Jiu. Pe lângă aceasta, mi-a semnalat probleme cu comunități care se ocupă cu colectarea, deținerea și comerțul ilegal cu deșeuri. Totodată probleme ceea ce înseamnă evacuarea apelor uzate neepurate în râul Olt. Am făcut o vizită amplă pe amplasamentul depozitului de deșeuri astăzi și scopul acestei vizite, ca ulterior ei, să fie reacții din partea structurii centrale și să abordăm fiecare problemă astfel încât dreptul la un mediu curat să fie respectat și în rândul gorjenilor. Ca și concluzii asupra vizitei pe care am făcut-o pe amplasament, mă ajută foarte mult că înainte de a fi demnitar am fost 15 ani comisar. Și o problemă care o pot arăta cu degetul și este interesant că în 2024 se mai poate acest lucru, a fost cantitatea uriașă de deșeuri reciclabile pe care le-am văzut depozitate final pe groapa de gunoi. În condițiile în care, atunci când vorbim de protecția mediului, vorbim de managementul deșeurilor, vorbim de ierarhia deșeurilor, care spune să prevenim generarea, să reutilizăm deșeul generat, dacă nu putem reutiliza, să-l reciclăm, dacă nu putem recicla, să-l valorificăm și, în ultimă instanță, să-l eliminăm.
Am observat că la nivelul depozitului soluția este eliminarea deșeului reciclabil. Asta din cauza faptului că am înțeles că nu există capacități de tratare a deșeurilor la nivelul județului. Nu există sistem de management integrat al deșeurilor care cu siguranță face destul de problematică asigurarea unei trasabilități corespunzătoare. Și spun asta în condițiile în care anul 2023 a fost anul în care s-a declarat război poluării cu plastic. Am văzut foarte multă folie, am văzut foarte multe petrole depozitate final pe groapa de gunoi. În condițiile în care noi ne-am asumat prin transpunerea directivelor europene că până din anul 2030, până în anul 2030, toate deșeurile care pot fi reciclate sau valorificate vor fi interzise să fi depozitate final. În condițiile în care noi ca țară ne lovim de tot felul de, avem un sistem în infringement pe depozitele industriale neconforme. Avem două preavize de infringement pe ceea ce înseamnă deșeurile municipale. Unul dintre ele fiind situația de a prelua deșeuri netratate. Din păcate, la momentul actual, de asta se dispune la nivelul județului Goj, din toate informațiile pe care le-am acumulat. Așa că principala problemă pe care o pot eu spune, odată ce am vizitat depozitele de deșeuri, sunt categoriile de deșeuri care sunt acceptate la acel depozit, în absența altor capacități de tratare, preliminare depozitării. O să vă stăm la dispoziție cu răspunsul la toate întrebările. Un alt subiect interesant pe care mi-a fost semnalat, care este un fenomen generalizat la nivel național, este, aveți un cartier, Pandurașul, am înțeles că se numește, unde sunt niște comunități care se ocupă, așa cum am spus, cu colectarea, deținerea și valorificarea ilegală a deșeului. Aici avem o problemă, este un fenomen generalizat la nivel național. Garda de mediu, după cum ați putut vedea în ultima vreme, desfășoară activități constante de descurajare acestui fenomen, descindere împreună cu organele Ministerului de Interne. Este un plan de acțiune pe care l-am inaugurat eu, se numește Garda de Mediu de azi în județul tău și facem inopinat aceste controle. Mai cu seamă cu cât Garda de Mediu, începând cu anul trecut, este singura instituție care are ca procedură confiscarea deșeurilor cu valoare materială din gospodările proprii. Am luat act de tot ceea ce mi-a semnalat domnul prefect pe parcursul acestei zile și pot să vă asigur, domnule prefect, de întreaga noastră susținere, inclusiv cu efectivele structurii centrale a Gărzii Naționale de Mediu și toate aceste discuții pe care noi le-am avut se vor concretiza în acțiuni de inspecție și control, ale căror rezultate vă vor fi comunicate și, pentru că eu cred foarte mult în transparență, vom face și publice aceste rezultate. Vă mulțumesc și vă stăm la dispoziție. Întrebări. Domnule Comisar General, sunt Narcis Daju. În primul rând ne-a spus că ați văzut astăzi depozitul, așa zis, ecologic din Târgu Jiu. Probabil că în ultimul an ați mai văzut și altele prin țară. Am vrea să ne faceți o comparație, dacă se poate, cam pe unde suntem la Târgu Jiu, comparativ cu depozitele din țară. Mai întâi de toate, trebuie spus că managementul deșeurilor este o problemă la nivel național. Noi ca țară ne-am asumat că până în anul 2023 vom ajunge la un procent de reciclare de 50%. Din păcate, valoarea de la finalul anului 2022 este de 11,6%. Este evident că problematica deșeurilor la noi în țară nu este abordată așa cum trebuie. Garda de mediu în decurs de 3 ani a aplicat sancțiuni valoare de 344 de milioane de lei, care reprezintă o cifră, că Garda de mediu Gorj a aplicat sancțiuni de aproape 9 milioane de lei în decurs de 3 ani. O cifră bună pentru instituție, o cifră rea pentru județ, o cifră rea pentru țară, pentru că este clar că avem tot felul de probleme. Și dacă este să vorbim de problematica județului, cel mai elocvent exemplu este ceea ce am spus mai devreme. Faptul că o cantitate impresionantă de deșeuri reciclabile a ajuns să fie depozitate final. Adică am văzut peturi, am văzut folie, am văzut metal, am văzut crătiți, am văzut deșeuri de anvelope care nu ar trebui să fie acceptate la depozitare. Am văzut mai multe aspecte care sunt în neregulă, în condițiile în care se vorbește de reciclare, se vorbește de economie circulară, în condițiile în care noi încă de la tratatul de aderare din 2005 ne-am asumat niște ținte foarte înzăznețe ca și țară.
în condițiile în care, atunci când le-am asumat, nu dispuneam de o infrastructură de reciclare și nici de resursa financiară pentru a face acest lucru. Și acum avem planul național de reziliență și de dezvoltare. Pe partea de mediu avem 4 miliarde de euro. Pe deșeuri 1,3 miliarde de euro. Și avem acum și mijloacele să ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus prin centre de apost voluntar. Nu știu dacă la nivelul județului Gorj s-au accesat aceste fonduri și sper cu sinceritate că da. Și este foarte grav. Nu partea de depozitare în sine, partea că până să ajungă la depozitare, acele deșeuri nu sunt tratate. Dacă este să vorbim despre operarea în sine a depozitului, am văzut lucruri care sunt inerente majorității depozitului. Nu pot spune că depozitul pe care l-am văzut eu astăzi este depozitul care se prinde cel mai rău din toate care am văzut în decursul carierei mele. Nu pot spune, evident, că nu este nici cel mai bun și mai cu seamă nu pot spune acest lucru, pentru că problema reală sunt deșeurile care nu ar trebui să ajungă să fie eliminate prin depozitare finală și ele sunt pe tot depozitul. Și aici mă refer la deșeurile reciclabile. Acestea sunt foarte sancționabile de către Garda de Mediu? Evident. Depozitul de la Târgu Jiu a fost sancționat de către Instituția Gărzii de Mediu Județene Gorj cu 510.000 lei în decursul anilor și totodată de către Garda Națională de Mediu, Comisariatul General, a fost suspendată activitatea acestui depozit în anul 2021. Ca urmare a măsurilor impuse de către Garda Națională de Mediu, a fost montat instalația de ardere a gazului de depozit. Domnule Comisar General, situația este mai complexă de atât. În primul rând, dumneavoastră știți că acești operatori economici au niște cifre de afaceri uriașe și că practic nu interesează aceste amenzi. Au un cuantum minim comparativ cu profitul pe care îl fac la vedere și la negru. Pot să vă spun că în urmă cu 3 ani am mers acolo cu o dronă și am descoperit un lac uriaș de levigat la baza acelui depozit. A urmat o presiune exercitată de presa locală și de niște ONG-uri împreună cu localnicii de acolo și abia atunci acest operator a început să proceseze acel levigat. Știți că procesarea implică costuri și Polaris Mediu prefera să dea drumul la o travă pe câmp. S-a distrus toată fauna de pe pârâul care e sub acel depozit. S-au deschis niște dosare penale de care au uitat absolut toată lumea, până și noi presa. Dar în primul rând, cu tot respectul, au uitat colegii dumneavoastră de la Garda de Mediu Gorj, care de regulă merg în teritoriu doar la sesizări. Și din punctul nostru de vedere ca ziariști, nu este normal ca domnul Sanda, comisarul care conduce Garda de Mediu Gorj, să nu fie lângă dumneavoastră acum. Dânsul ar trebui să fie și pentru dumneavoastră, și pentru noi, și pentru cetățenii din Gorj, garanția că după ce veți pleca de aici, lucrurile vor merge mai bine. Dar dânsul lipsește. Dacă veți face o analiză, veți vedea că e printre cei mai vechi comisari de la nivel național. Știți bine că acești agenți economici ajung în Gorj, o să vă dau exemplu, Avi Carvil. Ajung în Gorj cu acceptul șefilor județului. De exemplu, Avi Carvil, când a venit în Gorj, antreprenorul care conduce societatea la nivel național a fost prezentat ca un înger pe cal alb. A înconjurat Târgu Jiu cu 7 ferme, nerespectând nicio normă de mediu. Eu personal am fost implorat de niște localnici de la Dănești, o comună limitrofă, să merg pe câmp să-mi arate un câmp plin cu pui morți. Pui morți care erau înșirați pe acolo de Avi Carvil, pentru că în momentul în care a obținut autorizație de mediu, ce a făcut Avi Carvil? A pus la dosar un dosar fals, prin care se angaja că toate resturile de origine animală sunt ridicate de o societate din Ialomița și procesate. După acele dezvăluiri ale mele, a venit prefectul de atunci la fața locului, a venit șeful de la DSVSA, șeful de la Garda de Mediu, amenzi de câte 50.000 de lei care au rămas în picioare, dar pentru mine a urmat un proces în civil de 3 ani. Și în cadrul acestui proces civil am probat că, de fapt, societatea de la Ialomița, care trebuia să ridice aceste resturi, nu avea în obiectul de activitate așa ceva. A fost o bătălie pe care am dus-o mai mult singur, sprijinit de niște colegi din presa locală. Garda de Mediu n-a fost interesată. Mai mult decât atât, la vremea respectivă am probat că tot Avi Carvil construise acolo o platformă uriașă betonată.
Garda de Mediu a aplicat o amendă, a fost și a dispus desființarea. Hotărârea judecătorească a rămas definitivă fiind favorabilă Gărzii de Mediu, dar acea platformă a rămas la locul ei, la marginea unui păduri din Dănești. Nu mai interesează pe nimeni acest subiect. În mare despre asta este vorba. Având în vedere cifrele lor de afaceri, ei și râd când primesc 50.000 de lei amendă, deși nouă cetățenilor de rând ni se pare mult. Având o conducere așa de veche aici la Gorj, este limpede că această conducere e susținută de toate partidele politice, pentru că nu poți să autorizezi o balastieră fără să te susțină și APM-ul și Garda de Mediu. Și aceste favoruri vin la pachet cu ce? Cu o protecție din partea conducerilor acestor instituții. V-aș ruga frumos, dacă mai rămâneți la Târgu Jiu, să vă faceți timp să vedeți stația de epurare a orașului. Lucrările la această stație de epurare s-au întrerupt în 2016, când stația de epurare de 12 milioane de euro avea grad de realizare 95%. S-a mimat atunci un litigiu între beneficiar, primăria Târgu Jiu și constructor, și a început un proces care nu s-a terminat nici azi. Și de atunci, ce producem noi ca oraș, materii fecale, se duce pe o conductă într-un afluent al râului Jiu. Firește că, să zicem că avem sincope la Garda de Mediu, dar avem apele română. Eu, unul, sunt printre cei mai în vârstă, nu cei mai vechi ziariști din Gorj, eu nu știu cum arată la față șeful de la apele române. N-a organizat în viața lui o conferință de presă. Nu ne-a spus niciodată că ar fi vreo problemă. Deși, poate ați auzit, avem stațiunea Montană Râncaș, aici s-a stațiune, acolo sunt 4 stații de epurare și nu funcționează niciuna. Este un alt subiect de care v-am ruga să vă ocupați la următoarea prezență în Gorj. Deci, problemele sunt multiple. Garda de Mediu Gorj nu le gestionează exact din motivele pe care vi le-am prezentat. Dacă presa insistă să se facă controle, se fac. Dacă nu, lucrurile rămân așa. Aici, lângă Târgu Jiu, am avut o situație cu un tânăr, Ilie Holtea, care își cumpărase... Trebuie să vă și răspund. Da, cu asta închei. Care cumpărase o casă... Să nu uit eu, că mi-am tot notat. Deci un tânăr din Târgu Jiu s-a mutat la 15 km de oraș, credit la bancă și cumpără casă, și după 2 luni, lângă locuința lui, s-a trezit cu niște munți de sticlă pisată. Adusă de un întreprinzător de etnie romă, care... Cu asta se ocupa, colecționa munți de sticlă pisată lângă gardul omului. Care nu numai controlul de mediu, care a fost și arestat. Cetățeanul făcuse zeci de petiții peste tot, nimeni nu s-a mișcat în control până nu ne-am dus noi ziariștii. Așa stau lucrurile, credeți-mă. Și colegii mei pot să confirme. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Domnul prefect, pot să... Da, bineînțeles, domnul. Mai întâi, vis-a-vis de prezența comisarului șef de la Garda de Mediu Gorj, eu am dispus să nu fie prezent pentru că bănuiesc că l-ați mai văzut. Așa, pe mine nu m-ați mai văzut până acum. Așa, și abordarea mea vis-a-vis de toate aceste situații, evident că este una de ansamblu și o pot analiza mult mai bine decât cineva care a fost mereu în miezul problemei și nu mai vede din afară. Vis-a-vis de activitatea comisariatului Gorj, nu pot afirma că nu sunt mulțumit, pentru că rezultatele statistice sunt unele îmbucurătoare și au ajutat la creșterea capacității Gărzii de Mediu în anul 2023, pentru că de la preluarea mandatului de către mine, activitatea Gărzii de inspecție a crescut cu 51%, numărul de sancțiuni cu 75%, iar valoarea sancțiunilor cu 100%. Acum, referitor la aspectele privind depozitul, subiectele care mi le-a stat de acum 3 ani nu se regăseau cu ocazia vizitei pe care am avut-o pe amplasament. Dar vizita mea pe amplasament nu a venit în plimbare aici. Așa, dar cu siguranță înveți mult mai multe și afli mult mai multe și acumulezi mult mai multe informații venind pe teren decât stând pe birou, stând la birou și ascultând raportările subordonaților. Ulterior, odată cu plecarea mea și toate aceste aspecte care dumneavoastră mi le-a semnalat în afară de Rânca, domnul prefect mi le-a comunicat în decursul acestei zile. Și fiecare dintre aceste aspecte va fi abordată în parte.
și va fi abordată printr-un plan de acțiune care va fi executat probabil de structura centrală a Gărzii Naționale de Mediu sau și de structura centrală a Gărzii Naționale de Mediu și va fi monitorizat în detaliu. Referitor la deplasările Gărzii Naționale de Mediu în control, garda de mediu, cel puțin la acest depozit, cu siguranță merge de cel puțin două ori pe an, pentru că este un obiectiv cu autorizație integrată de mediu. Noi avem o clasificare a obiectivelor de la A până la D și acesta este un obiectiv de tip A cu impact foarte semnificativ asupra mediului. Nu știu exact de câte ori a fost, că n-am informația în momentul ăsta, că au fost în decursul anului trecut comisarii la garda de mediu, dar am văzut că în decursul anului au aplicat 8 sancțiuni. Deci mă gândesc că au fost de mai mult de 2 ori. Anul acesta a fost efectuat un control și având în vedere discuțiile pe care am avut eu cu domnul prefect și faptul că de la nivelul comisarului general am demarat un tematic pe depozitele conforme de deșeuri, așa cum este și cel de la dumneavoastră, și am stabilit că în situația în care avem un depozit care are un număr însemnat de sesizări, dincolo de controlul de fond care se face, dispun controle lunare, nu neapărat asupra respectării factorilor de mediu la acel depozit, cât asupra respectării condițiilor de exploatare a unui depozit conform normativului. Adică să se verifice dacă puțurile de captare sunt conectate, dacă sunt acoperite, dacă se respectă programul de acoperire a depozitului cu statul de 50 de centimetri de pământ, respectiv geomembrană. Pentru că o mare problemă pe care au depozitele acestea ecologice este faptul că operatorul, în exploatarea activă a depozitului, nu respectă tocmai normativul pentru a gestiona acel depozit. Și atunci, vorbind de etanșiezarea corpului depozitului și avem pierdere de emisii difuze de gaz de depozit, acel miros înțepător de hidrogen sulfurat pe care îl știm cu toții, avem situații în care nu există funcționalitate la instalația de ardere, se dă drumul la gaze fără ca ea să fie ajuns la temperatură și atunci, așa cum avem o brichetă care fâție gazul până pornește, așa este și acel efect și se propagă în atmosferă acest disconfort. Totodată, un ulterior control pe care le vom face, este important să notificăm și Autoritatea de Sănătate Publică, pentru că odată cu apariția legii mirosului în anul 2020, legea 123/2020, Autoritatea de Sănătate Publică trebuie să stabilească dacă există o cauzalitate între disconfortul olfactiv și nerespectarea condițiilor de mediu. Astea sunt aspecte pe care am discutat cu domnul prefect până să venim în fața dumneavoastră. Am făcut un plan de acțiune pentru toate aceste aspecte și cu siguranță rezultatele nu vor întârzia să apară și, așa cum a spus, ele vor fi făcute publice. Referitor la acea platformă pe care mi-a spus dumneavoastră, evident că nu știam acest aspect, e un aspect local, unde există o hotărâre definitivă și nu a fost desfințată, acolo vorbim de o situație de infracțiune, pentru că garda de mediu, când dispune de a duce un teren la starea inițială, conform legii 292, nerespectarea constituie infracțiune. Mai cu seamă cu cât avem o hotărâre definitivă, cu siguranță voi vedea despre ce vorba și garda de mediu va face o sesizare penală în sensul acesta. Unul dintre aspectele pe care am pus eu foarte mare accent de când am preluat mandatul a fost proactivitatea. Adică identificat, pentru că niciun județ nu seamănă cu celălalt. Fiecare județ are particularitățile, probleme de la Gorj nu sunt aceleași cu problemele din Tulcea, aceleași cu cele din Alba. Și am solicitat comisarul șef și în anul 2024 este indicator de performanță, să inițieze minim 4 acțiuni din propria inițiativă, bazat pe atacarea fenomenelor specifice județului care aduc atingere mediului înconjurător. Până acum am observat cel puțin 2 importante. Unul mi l-a zis dumneavoastră. Odată, problema cu apele uzate, neepurate, care ajung în emisar. Și o a doua problemă, care mi-a comunicat-o domnul prefect, dar și domnul comisar șef mi-a comunicat-o, este aceea cu deșeurile textile, care ajung să fie abandonate la dumneavoastră în județ. Asta fiind o problemă națională, fiind o problemă care ne confruntăm, pentru că avem în România bunul second hand, care de fapt sunt deșeuri mascate, și noi, prin acțiunile pe care le facem, luptăm cu efectele acestei probleme. Dar cauza este sursa de alimentare și tocmai de aceea. Un alt lucru pe care l-am stabilit a fost să valorific informații acumulate în controle
prin propuneri de modificare a legislației. Pentru că există făptuitori, cum sunt ăștia din cartierul Pandurașul, dacă nu am zis corect, nu? Care beneficiază de faptul că există o vulnerabilitate legislativă și o speculează că noi nu avem în România, în momentul de față, o definiție a bunului folosit. Nu avem o obligație a asigura trasabilitatea unui bun folosit care intră la noi în țară. Și vă dau un exemplu de textile. Ce se întâmplă? Vin textilele în țară, ajung la un depozit unde se face desfacere, o parte din ele ajung în punctele de vânzare, cealaltă parte, care sunt murdare, deteriorate și așa mai departe, în loc să ajungă să fie valorificate, ajung să fie vândute la negru, în saci, la un preț cuprins între 10 și 15 lei sacul, la aceste comunități, care odată iau ceea ce mai pot să valorifice și ceea ce nu mai poate fi valorificat ajunge pe cursul de apă, ajunge pe câmpuri, ajunge pe străzi și așa mai departe. Și atunci, principiul de bază al Gărzii Naționale de Mediu, adică poluatorul plătește, nu mai este implementat și noi ne îndreptăm asupra autorității locale pe teritoriul căreia vedem aceste abandonări de deșeuri. Și atunci, contribuabilii suportă aceste consecințe ale absenței unor cadre legale suficiente. Tocmai de aceea, Garda Națională de Mediu a format un grup de lucru împreună cu ANPC-ul. Le-am oferit model trasabilitatea deșeurilor care vin la noi în țară pentru valorificare și eu estimez că în decurs de 2 luni această ordonanță de urgență va ieși. Garda de Mediu a pus la dispoziție ceea ce ne interesa pe noi pe componenta deșeuri și cei care introduc deșeuri în țară. Mai ales că am informații că majoritatea deșeurilor care vin în Gorj sunt din zona din județul Hunedoara. Așa am înțeles, unde chiar în timp ce noi vorbim avem un control amplu în desfășurare la un operator de second hand, care i-am sigilat întreg perimetru. Așa, și un importator de deșeuri, un importator de bunuri second hand, când va introduce bunul pe piață, trebuie să se înscrie în aceeași aplicație, ROAFM pe care o avem noi, pentru deșeuri, sub denumirea ROSH. Cu 24 de ore înainte, trebuie să anunțe faptul că vine transportul în punctul de trecere a frontierei, care face parte din cele 21, pe unde intră deșeurile. Destinatarul lui trebuie să fie înregistrat în aceeași platformă și destinatarul trebuie să aibă o dată contract cu magazinele unde duce cele de dus. Dar trebuie să aibă contact și cu un reciclator autorizat să preia eventualul scăzământ, pentru că noi acum vorbim de întreaga cantitate, nu avem acest principiu de scăzământ. Am vorbit cu cei de la NPC și au propus undeva în jur de 10%. Așa, acel scăzământ, deci când ajunge la depozit, deci ce a ajuns acolo trebuie să plece. Ce e produs cu aviz de însoțire a mărfii la punctele de vânzare, ceea ce este deșeu cu formular de încărcare de descărcare potrivit legii la unități de reciclare. În felul ăsta, noi vom putea urmări foarte bine trasabilitatea acelui bun folosit și atunci va fi mult mai greu ca acei saci negri să ajungă la aceste comunități și le vedem împrăștiate peste tot. Noi am avut, Garda de Mediu a avut un real succes cu implementarea acestei aplicații. Mă mândresc cu ea pentru că modificarea hotărârii de guvern 788 care reglementează a fost făcută de mine când eram secretar de stat în 2021 la Ministerul Mediului. Și ca să vă dau câteva cifre, înainte de această aplicație aveam înregistrați în România așa zici 1000 de colectori valorificatori, reciclatori de deșeuri care aduceau deșeuri din țările învecinate. Acum, după un an și 9 luni de când avem această aplicație, mai avem 231 de astfel de operatori. Numărul de controle pe care le face Garda de Mediu, pentru că acum de la 101 puncte de trecere avem doar 21, avem prezență constantă în vămi și de la 3000 de controle pe an am ajuns la 22000 de verificări pe an. Anul trecut am întors din zoom 500 de transporturi de deșeuri. Asta înseamnă 10000 de tone pe care Garda de Mediu le-a permis să intre în țară. Problema este că acum acești făptuitori nu le mai aduc deșeuri, le aduc bunuri second hand. Asupra bunului second hand nu există în cadrul legal, nu există în definiția bunului folosit și neexistând posibilitatea de a trimite în țara de proveniență produsul neconform, atunci ne lovim de consecințele pe care noi le avem. Și, așa cum am spus, noi luptăm consecințele și cu efectele constant, însă luptăm cu balaurul cu 7 capete. Trebuie eliminată cauza și eliminarea cauzei constă în oprirea sursei de alimentare acestor comunități cu respectivele deșeuri. Și este ceva care atât Garda de Mediu cât și ANPC-ul ne-am asumat împreună că vom face până la jumătatea acestuia. Cu permisiunea colegilor, aș mai avea o întrebare.
La Târgu Jiu și în Goș nu avem stație de sortare și au început să se facă pași. Dumneavoastră, ca cunoscător al legislației în domeniu și al practicii, care ar trebui să fie pașii normali în edificarea unei stații de sortare? Unde să se facă, cine trebuie să o facă, cine trebuie să o administreze? La ce distanță e ideal să fie față de depozitul ăsta conform? Ideal este ideal. Că avem exemple în țară deja, unde sunt județe care au sistemă de management integrat al deșeurilor, de obicei stația de tratare mecanobiologică este în aceeași incintă și în același perimetru cu depozitul. Se numește CMID, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. De ce? Pentru că ceea ce iese din stația de tratare mecanobiologică, adică deșeurile care sunt destinate eliminării, deșeurile municipale biodegradabile, evident că trebuie să parcurgă un drum cât mai scurt până la depozitarea finală. Ceea ce este reciclabil, în funcție de performanța de colectare separată la nivelul acelui județ, poate să parcurgă și distanțe mai lungi. Problema vine pe tot circuitul deșeurilor, pentru că vorbim mai întâi de colectarea separată din propria gospodărie, din propria comunitate și așa mai departe, de performanța transportatorului delegat să preia deșeurile, să aibă programul de preluare separat, să nu amestece deșeurile, astfel încât ceea ce ajunge la sortare să fie cât mai puțin impurificat. Dar pentru asta ar fi trebuit să aveți un sistem de management integrat al deșeurilor, dar acel teren dacă am trecut, că programele pe POIM au fost, POIM a expirat, mi se pare că anul trecut. Am vorbit cu comisarii de la Comisariatul Județean Goj, ne-am rugat să-mi pună la dispoziție planul județean de gestionare deșeurilor, înțeleg că a fost aprobat în 2022 și o să vedem ce principii, pentru că ar trebui să aveți un ADI deșeuri la nivelul județului care să monitorizeze la nivel macro atât planurile tarifare cât și trasabilitatea deșeului încă de la generare până la eliminarea finală. Eliminarea finală având obligația să o evităm pe cât posibil, trebuie să ajungă cât mai puțin la depozitare și cât mai mult la reciclare. Așa cum am spus, în 2030 trebuie să ajungă mai nimic la depozitare și noi ne-am asumat ca țară treaba asta. Și cât despre locul unde trebuie amplasată stația de tratare mecanobiologică, că am auzit subiectul. Aici sunt niște indicatori de performanță care trebuie să făcuți stabiliți printr-o analiză locală. Pentru că atunci când vorbim despre protecția mediului, vorbim de BAT-uri, Best Available Techniques, cele mai bune tehnici disponibile, care spun așa, să iei cele mai bune măsuri din punct de vedere al protecției mediului, sănătății populației, fenomenul social, economic și financiar. Așa că aceste decizii ar trebui luate la nivelul județului și împreună cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Deșeuri pe care o aveți. Cine face stația asta de depurare? Un agent economic, primăria, stația de sortare? Stația de sortare, în mod obișnuit în județ, o proiectează Consiliul Județean și după care o dă în operare prin licitație unui operator autorizat în sensul ăsta. La Târgu Jiu suntem în altă situație. Primarul orașului a spus așa într-o emisiune. Stația de sortare o va face Polaris Mediu pentru că ei se vor împrumuta 4 milioane de euro. Întrebarea firească e dacă toată comunitatea locală e foarte nemulțumită de acest operator, cum a ajuns primarul orașului la concluzia că tot Polaris Mediu trebuie să facă și stația de sortare și să o administreze, ca și cum niciun alt agent economic nu s-ar putea împrumuta 4 milioane de euro. Nici măcar n-a stabilit cineva cu costă atât. Este o întrebare foarte bună, dar cu siguranță Garda Națională de Mediu nu deține răspunsul la această întrebare. Pe mine întrebați-mă referitor la protecția mediului. De ce a declarat primarul dumneavoastră? Nu știu. Răspunsul dumneavoastră e că stația de sortare trebuie făcută de Consiliul Județean. Nu. Răspunsul meu a fost că, în principiu, în județele care dețin SMID, proiectarea sistemului de management integrat al deșeurilor s-a făcut de către Consiliul Județean, care a fost și beneficiarul proiectului, numai că aici, pentru că nu mai vorbim de un proiect european, pentru că a trecut acel tren, vorbim de un plan județean de gestionare deșeurilor, vorbim de o asociație de dezvoltare într-o comunitate care trebuie să stabilească liniile. În funcție de ceea ce se stabilește de la nivelul asociației de dezvoltare intracomunitară și vorbim atât de infrastructura de colectare, tratare, sortare, reciclare, depozitare, transport, cât și de planurile tarifare,
acele politici de management ale deșeurilor trebuie respectate la nivelul întregului județ. Deci, cu siguranță, Consiliul Județean este implicat în acest proces decizional. Chiar prin directorul de la Polaris, care a fost preluat în funcția asta în cheie la Consiliul Județean. Și acum e mai mult. Astea sunt detalii care nu le dețin. Astea sunt niște detalii locale. Acum mă pun în temă cu ele. Dacă aș fi știut dinainte, așa aș fi citit mai bine presa locală și aș fi știut mai mult. Mulțumesc! Alte întrebări? Legat de procentul de colectare, Garda de Mediu a pus vreo presiune asupra primarilor și consiliilor județene pentru a fi respectat? Cu siguranță da. Am declanșat anul trecut cel mai amplu plan de control pentru verificarea PNGD-ului, adică Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. La finalul lui am verificat toate OAT-urile din țară, 3194 mi se pare că sunt, sau 124, și s-au soldat această acțiune cu sancțiuni în valoare de 18 milioane de lei. Nu au fost diverse nemulțumiri, dar totodată reprezentanții OAT-urilor, primarii, au înțeles că toate aceste obligații decurg de la obligații asumate de către noi în fața Uniunii Europene, că noi ne-am asumat niște ținte, că în funcție de scorul nostru de țară beneficiem de proiecte europene care sunt foarte utile dezvoltării comunităților proprii și totodată Garda de Mediu, dincolo de acest program de coerciție, de sancțiuni, de măsuri, mă rog, am mers și pe o parte de conștientizare și consultare, în sensul în care am semnat un protocol cu Asociația Comunelor, avem un acord și un program care se numește Responsabilitate Socială Colectare Separată. Și am solicitat comisarilor din țară, atunci când își desfășoară activitățile de control, să fie adevărați ambasadori a ceea ce înseamnă obligativitatea și mai ales beneficiile colectării separate. Și acum, săptămâna trecută, am avut și o acțiune, prima acțiune de acest gen, am făcut un ghid de bune practici de implementare a obligației plătește cât arunci, o obligație care noi ne-am asumat-o încă din 2018 și nici până în ziua de azi comunității nu prea au înțeles cum să o ducă la îndeplinire. Dar responsabilitatea pornește încă din gospodăria fiecăruia. Că toți când discutăm despre experiențele trăite în străinătate, dăm exemplu țările occidentale și cum erau un sac verde, un sac albastru, un sac galben, dar majoritatea dintre noi atunci când revenim în țara noastră, uităm de culoarea fiecărui sac. Deci, ca să răspund pe scurt la întrebarea dumneavoastră, nu numai că am pus presiuni, am luat și măsuri și mai mult decât atât, pentru că trebuie să recunoaștem că această conștiință ecologică pe care acum, în anul 2024, se pare că o avem, aceste discuții despre ecologie, despre protecția mediului, despre importanța protecției mediului, sunt oarecum recente în conștiința românească. Nu trebuie să ne ascundem după deget, că vorbim cam de 10 ani de treaba asta. Trebuie să luăm în calcul că la începutul anilor 90, protecția mediului era o moft. La începutul anilor 2000, protecția mediului era o moft. În 2005, când a semnat tratatul de aderare, tot un moft era. Mă rog, deși noi ne-am asumat tot felul de obligații ca și țară. Însă, acum când vorbim despre aceste lucruri, vorbim odată de ceea ce avem de făcut, dar vorbim și de consecințele trecutului. Și avem comunități, avem comune unde sunt niște munți de gunoi care sunt de când lumea acolo. Și am avut niște discuții aplicate la nivelul mai multor județe, cu mai mulți primari, nemulțumiți de sancțiuni aplicate către Garda Națională de Mediu. Și le-am dat următorul răspuns. Dacă din partea UAT-ului am fi văzut orice urmă de colaborare, de proactivitate, în care ei se prezintă. Acum nu spun dacă e un primar care are mandatul de 2 ani, să zicem, sau de 3 ani. Și primarul anterior a avut mandatul 20 de ani. Evident că succesorul în 3 ani nu putea să rezolve ceea ce nu s-a rezolvat în 20. Dar, dacă ar fi prezentat Găzii Naționale de Mediu un calendar de lucrări, de ecologizare pe acel perimetru, am și spus, eu nu cred că Garda de Mediu ar fi aplicat sancțiuni pe acel perimetru dacă noi vedeam că banii care i-am plătit pe sancțiunile noastre ar fi utilizați în comunitate pentru acea ecologizare. Acum, dacă mi se spune că e greu cu oamenii din comună și că aruncă din căruță în continuare pe acel perimetru, evident că nu putem să acceptăm o astfel de practică, pentru că
trebuie să recunoaștem că inerența timpului ne face să ne modernizăm, ne face să conștientizăm. Și, indiferent că vrem sau că nu, societatea evoluează și evoluează în sensul Green Deal-ului, în sensul economiei circulare și cine nu evoluează odată cu timpul va rămâne în urmă cu siguranță, indiferent ce rol ocupă în societate. Despre planul de management al deșeurilor, ce instituție a monitorizat implementarea lui? Planul național sau planurile județene? Județene. Planul județean este avizat de către Agenția de Protecție a Mediului și respectarea principiilor lui sunt monitorizate de Asociația de Dezvoltare Intracomunitară, Garda Națională fiind cei care aplică sancțiuni ADI-ului respectiv tuturor celor care pe lanțul trofic al deșeurilor nu își îndeplinesc atribuțiile. Dar ADI-ul are niște obligații, Asociația de Dezvoltare Intracomunitară, are niște obligații foarte clare și niște politici pe care trebuie să le pună în aplicare ca să se atingă țintele pe care județul și le-a asumat prin acel plan județean de gestionare a deșeurilor. Deci, în concluzie, de planul acesta județean de gestionare al deșeurilor se ocupă ADIS Gorj, că așa se numește. Da, da? ADIS Gorj, gata, ca să nu mai zic. Ca să nu mai, concluzionăm și să fie clar. Da. În ce măsură Garda de Mediu poate să aplice amenzi acestui ADIS Gorj? Sau poate să verifice... Să poate legislația în vigoare. Deci poate să verifice activitatea ADIS Gorj. Cu siguranță, da. Cunoașteți cumva ADIS, Garda de Mediu să fi făcut ceva în sensul ăsta către ADIS Gorj, pentru că probleme la Gorj vis-a-vis de gestionarea deșeurilor sunt foarte multe. ADIS Gorj se ocupă, Garda de Mediu a făcut ceva în sensul ăsta în legătură cu ADIS Gorj, având da? În vedere că Garda de Mediu anul trecut a aplicat amenzi de 2,5 milioane de lei, mă gândesc, cofințat și ADIS Gorj acolo, dar ca să vă răspund la întrebare punctual, în momentul ăsta nu dețin această informație, dar până la publicarea materialului o să obțin în termen foarte rapid și o să pun la dispoziția domnului prefect care vă va pune la dispoziție. Bun, mai am și eu câteva întrebări. La dispoziție. Aici, imediat, doamnă, să da. Vreau să fac și o completare. Vă rog, domnul prefect. După cum, dragi colegi din presă știți și, în general, cetățenii județului Gorj, unul din obiectivele de control al instituției prefectului către Consiliul Județean este tocmai evaluarea planului de dezvoltare economică și socială și cel de mediu. Pentru că aici sunt responsabilitățile directe ale Consiliului Județean și ale ADIS Gorj, atât stația de tratare mecanobiologice, groapa de deșeuri sunt obiective de interes județean. Nu sunt ale municipiului Târgu Jiu sau nu sunt numai ale municipiului Târgu Jiu, ci sunt de interes județean. Și așa cum am spus-o de nenumărate ori, din punctul acesta de vedere, Consiliul Județean a abandonat cetățenii pentru că nu și-a dus la îndeplinire această responsabilitate de a gestiona serviciile publice într-un mod coordonat la nivelul județului Gorj, lăsând fiecare comunitate să se descurce de capul. Orice întârziere în termenele, în implementarea planului de management al deșeurilor, și modul în care au fost respectate obligațiile legale și cele care rezultă din reglementările europene o să fie unul din punctele de control din controlul tematic despre care s-a tot vorbit, făcut de instituția prefectului la Consiliul Județean. Acum vă ascult. Da, vis-a-vis de procesul tehnologic care se desfășoară acolo la depozitul de deșeuri, cunoaștem foarte bine că de la început, deci de la faza de depozitare, lucrurile nu stau așa cum trebuie. Nu există sortare, nu există pretratare. Garda Națională de Mediu, când a venit în 2020, a constatat că nu erau puse puțurile alea acolo așa. Bineînțeles, a dispus acea stație de ardere, care, bineînțeles, era prevăzută în autorizația integrată de mediu, dar nu exista. Ce puteți să ne spuneți, că tot ați fost la fața locului, vis-a-vis de stația de tratare a levigatului? Până să ajung la stația de tratare a levigatului, să vă spun puțin despre ce a fost Garda de Mediu anterior. Acea instalație de ardere era prevăzută în autorizația de mediu în momentul în care depozitul devenea activ și gazele de depozit ajungeau la o anumită concentrație. Având în vedere că într-o anumită perioadă înțeleg că ați preluat deșeuri și de la alte județe, deșeuri care au parcurs un drum destul de lung și le-au ajuns la maturitate, erau fermentate când au ajuns deja aici, concentrația gazului a crescut și atunci echipa de control care a fost pe amplasament a decis că se întruneau condiții stabilite în autorizație vis-a-vis de concentrația gazului și a monitorizărilor efectuate cu ocazia controlului și atunci a dispus acel alzător ca o măsură suplimentară
firească de preluarea gazului de depozit pentru a evita pierderile prin emisii difuze. Măsurile pe care le aveau legate de puțurile de captare erau una de montare de biofiltre deasupra puțurilor, o măsură care în mod obișnuit se pretează la un depozit care a fost închis atunci când emisiile sunt unele pasive, gazele sunt slabe, pentru că un depozit și după ce se închide, el mai lucrează încă câțiva ani de zile, pentru că el este un organism viu, în interiorul corpului depozitului deșeul lucrează. Acum, vis-a-vis de stația de tratare a levigatului, am văzut câteva măsuri în plus față de ceea ce este prevăzut în autorizație, măsuri impuse de către Garda Națională, Garda de Mediu, Comisarul Județean Gorj. Montarea de filtre, montarea unui biofiltru deasupra levigatului. Am observat totodată că, deși operatorul a notificat Agenția de Protecție a Mediului asupra datelor noi care diferă față de datele care au stat la baza emită autorizației de mediu, deocamdată nu s-a făcut o reexaminare a autorizației integrate de protecție a mediului și în urma controlului pe care îl vom desfășura la operatorul de depozit, concluziile noastre, una dintre ele va fi și notificarea autorității de protecție a mediului în vederea reexaminării autorizației integrate de mediu și actualizării datelor care au stat la baza ei. În momentul în care azi am fost pe amplasament, dar încă o dată am fost într-o vizită de lucru, nu într-un control inoperant, deci ne aștepta absolut toată lumea, stația de tratare levigatului era deplin funcțională. Da, o să vă contrazic puțin vis-a-vis de ce ați spus mai devreme. Vis-a-vis de acea stație de ardere, să știți că ea era prevăzută în autorizație că ar fi trebuit să existe. Există raportul pe care operatorul a emis către APM în 2019, referitor la anul 2019, în care spune că are acea stație de ardere, ea nu exista, că s-a făcut în 2021, și chiar acel raport făcut de Garda Națională de Mediu în 2020 spune clar că a mințit că are în raportul din 2019 acea stație de ardere. Da, luați acel raport al Gărzii Naționale de Mediu din anul 2020. Da. Așa. Colegul meu, care este și șeful serviciului de șeu, este chiar comisarul de la București care a suspendat activitatea depozitului întâmplător. De la Garda Națională de Mediu? Da, bineînțeles. Așa scria acolo, să vă uitați cu atenție. Și mai e o chestiune vis-a-vis de acele puțuri. Eu știu din autorizația integrată de mediu că scrie că ele trebuie montate de la primul strat de... De la 4 metri sus. De la 4 metri. Ori atunci era deja foarte sus când ați venit dumneavoastră, dacă dumneavoastră ați venit. Ok. Ziceți că astăzi, când ați fost dumneavoastră, stația de tratare a levigatului funcționa și trata levigat. Da. Nu funcționa așa, știți că ea mai funcționează, face și spălări sau ce mai face pe acolo, funcționa la capacitate normală. Prezenta informații privind conductivitatea. Și miros era? Era un miros specific levigatului în zona respectivă. Hidrogen sulfurat, da? Da. În miros specific al levigatului există o componentă de hidrogen sulfurat care iese din gazul de depozit, dar și în levigat există acel miros înțepător de hidrogen sulfurat. Pentru că în zonă știți că există acel disconfort. Da, dar trebuie să vă mărturisesc că la momentul verificării amplasamentului de astăzi, mirosul pestilențial nu era așa pronunțat cum mă așteptam să fie. Dar asta nu înseamnă nimic, pentru că hidrogenul sulfurat fi mai ușor decât oxigenul, are un anumit comportament în atmosferă, el poate să stea să plutească în aer, după care odată cu schimbarea condițiilor atmosferice se spargă acea bulă în anumite locuri în funcție de bătaia vântului. Adică modul în care se manifestă hidrogenul sulfurat este unul atipic ca și gaz. Acolo cunoaștem că sunt niște curenți de aer circulari și totul se împrăștie pe unde bate vântul, practic. Da. Am înțeles, mi-a explicat domnul prefect, că ăsta e și motivul pentru care mă aflu aici, despre această problemă cu disconfortul olfactiv. Noi vom verifica, într-adevăr, condițiile de exploatare a depozitului, respectarea condițiilor autorizate legate de mediu, vom notifica agenția pentru ceea ce considerăm noi că este suplimentar pentru protecția mediului, vom combate poluarea în orice fel. Când vorbim despre disconfortul olfactiv, nu întotdeauna vorbim neapărat despre poluare.
Noi vorbim despre poluare când se depășesc factorii de mediu. La fel, când vorbim de poluare, nu totdeauna există disconfortul olfactiv. Tocmai de aceea, una dintre măsurile pe care o să le dăm, le vom lua de fapt, că nu o să le dăm, va fi notificarea Direcției de Sănătate Publică Gorj asupra efectuării unei legături de cauzalitate între rezultatele olfactometriei din, de pe depozit și condițiile de mediu din autorizație. Pentru că, așa cum am discutat împreună cu domnul prefect și cum a spus și domnul prefect, acum vorbim de un fenomen care creează un disconfort la nivelul cetățenilor. Autoritățile statului trebuie, fiecare pe gradul lor de competență și de atribuție, să ia toate măsurile maxime pe care le pot lua. Concluzia tuturor acestor măsuri trebuie să regăsească într-un rezultat favorabil cetățenilor. Un mediu mai curat din partea gării de mediu, un grad de sănătate al populației mai bun din partea Direcției de Sănătate Publică și din partea Agenției de Protecție a Mediului, condiții de reglementare în sensul aceluiași mediu mai curat. Așa că rezultatele vor veni imediat după organizarea acestui control și, foarte important, vom compara rezultatele controlului pe care vor să le desfășurăm de la centru cu rezultatele tuturor controlelor care s-au desfășurat la nivel teritorial. Dar, din analiza documentelor care m-au fost prezentate astăzi, am văzut că Garda de Mediu Gorj a dispus măsuri care exced condițiile stabilite prin autorizație, au îndesit pe momentele de monitorizare, pentru că au o monitorizare de două ori pe an. Totodată, Garda de Mediu își va asuma, am stabilit astăzi, participarea la momentul în care se prelevează probele conform autorizației, pentru a valida că aceste proceduri se fac în conformitate cu legislația în vigoare. Totodată, senzorii care au fost montați în plus față de ceea ce este scris în autorizație au fost montați la dispoziția gării de mediu Gorj, așa că la o primă analiză, când vin acum în fața dumneavoastră, consider că Garda de Mediu Gorj și-a îndeplinit atribuția. Dar se pare că chiar și în aceste condiții nu este suficient, pentru că disconfortul există, el nu poate fi ignorat și tocmai de aceea m-am angajat să mă implic personal în această problematică și să pun la dispoziția structurii teritoriale efectivele Comisariatul General, totodată discutând cu Agenția Națională de Protecție a Mediului pentru colaborarea în vederea monitorizării pe durata controlului și în alte perioade a emisiilor din zona depozitului pentru a pune cap la cap și a găsi cea mai bună soluție disponibilă. Ok, mai am o întrebare. Dacă puteți să ne spuneți care este stadiul celulei 2, cât mai are, cât la sută s-a umplut din ea și celula 3? Celula 3, am văzut-o, este construită, nu are statul impermeabil pus deasupra. Celula 2 este la 75%, tocmai de aceea au fost demarate procedurile de construire a celulei 3. Deci la celula 3 se înțeleg că mai e depus membrana aceea. Da. Ok, mulțumesc. Vă rog. Gata? Nu mai sunt alte întrebări? Ok, în concluzie vreau să mai spun că inclusiv ieri am avut o discuție cu domnul ministru al mediului, domnul Mircea Fechel, pentru a face toate diligențele necesare, astfel încât în județul Gorj, împreună și cu domnul Corlan și cu domnul președinte al Agenției Naționale de Protecție a Mediului, să găsim soluțiile potrivite, astfel încât în județul Gorj să existe un laborator mobil performant de monitorizare a tuturor parametrilor de poluare, astfel încât să avem tot timpul o raportare credibilă asupra ceea ce se întâmplă la groapa de deșeuri din Târgu Jiu, dar nu numai aici, și la ceilalți factori de poluare pe care i-am descris la începutul acestei conferințe de presă. Atunci vom avea cu siguranță date concludente asupra ceea ce se întâmplă de fapt în procesul tehnologic din fiecare entitate cu risc de poluare și atunci putem să intervenim, adică prin Garda de Mediu și prin Agenția de Protecție a Mediului, astfel încât să corelăm efectul cu cauza care duce la respectiva poluare. Țin să vă mulțumesc, ținem aproape și venim cu vești cât de curând legate de modul în care vom soluționa aspectele de mediu aici în județul Gorj. La revedere!